ulei, vin și paste făinoase. Asta i-ar fi dat unei pensionare în locul pensiei, șefa unei agenții bancare din satul Cobâle, raionul Șoldănești. În plus, bătrâna ar fi acumulat și o datorie de 380 de lei. Din această cauză, beneficiarii nu i-ar fi fost eliberați banii pentru ultimele două luni. Rudele păgubașei sunt revoltate și spun că angajata băncii ar fi profitat de situația bătrânei și ar fi înșelat-o. Raisa Petco are 62 de ani. De câteva luni ea este mobilizată la PAT. Unica sursă de existență este pensie pentru invaliditate, în sumă de 470 de lei. Până în noiembrie trecut, bătrâna își ridica indemnizație de invaliditate nemijlocită de la agenție. De când are probleme cu picioarele, dânsa nu poate ieși nici măcar până în prag. Vă amintiți totuși ce produse ați luat azi în trăieste două luni? Oloi, 4 kg. 67 grame. Bani ți-o dat ceva, urmă? Nu. Mă, ta acum ai putință la dânsa că încă nu ți-o dat banii? Nu, nu, dar l-a zis și de sufletul mâneta. Pensionara recunoaște că a semnat că a primit banii pentru luna noiembrie și decembrie. Femeia care o îngrijește i-a adus acasă documentul respectiv. După aceasta, femeia a întors borderoul la agenție, dar banii nu i-a primit. Șefa agenției ar fi reținut pensia în contul datoriei pentru produsele alimentare cumpărate de la ea. Nu a dat banii că i-a oprit datoriile care au luat-o. O lua și mai luat acolo. Spusele celor două femei au fost consfințite de concubinul și fratele pensionarei. Ei sunt de părere că șefa agenției i-ar fi înșelat. Aceștia pun la îndoială că suma celor cumpărate este egală cu cuantumul pensiei neachitate. Năboare, ulei, producți vă luați. Și vinul a luat stuleacă. Ce se face? Nu primit bani de tăcă, ies dușe. Trimite că domnul ăsta își dușe și pe raspiscă, ies scrie raspiscă. Se duc să iei o garafă de gin, o garafă de ulei. Inițial, angajata băncii a refuzat să explice situația. Aceasta a înfuiat agenția și a dispărut fără să dea explicații. Și de unde și prostie este? Femeia a fost suiscălit și eu i-am dat banii și... Și fel de... Scălitura ei. La scurt timp, ea a declarat că nu este de acord cu acuzațiile ce îi se aduc. O pensie i-am dat în calitate de bani. A fost suiscălit cu mânuța ei și eu i-am dat pensia. Când a fost dânsa la dumneavoastră la agenție? Eu am fost la dânsa acasă. Când a fost la dânsa? Două luni. Fratele femeii ne-a spus că sora o duce greu. Unica sursă de existență a ei sunt cei peste 400 de lei oferiți pentru gradul de invaliditate. Pe acești bani dânsa mai întreține și două persoane care s-au adăpostit în casa ei. O găsit acte, persoanele sunt două, o găsit în casă și au spus că ei sunt concubini și dintr-o familie. Ei sunt abis de lucru, dar nu lucrează nicăieri. La Direcția Raională de Asistență Socială am fost informați că Maria Petco, timp de 6 luni, a beneficiat de ajutor financiar. Ea a beneficiat, după datele noastre care dispunem la Direcția Asistență Socială, a beneficiat de ajutor social în perioada mai-septembrie 2014 de 769 de lei lunar. La moment, după cât cunosc, este cererea primită de asistent social din teritoriul din satul Cobâlea, care se perfectează și decizia urmează să fie emisă. Cazul dat a ajuns în vizorul poliției. La Inspectoratul de Poliție din Șoldănești au confirmat că ancheta examinează toate circumstanțele.